ce se întâmplă? Ți-ai înghițit limba? Nu, doar că vă spuneați lucruri un pic cam... Lisandr îmi recita versurile de la următoarea noastră melodie. Tu ce credeai, că faci o declarație? E bine, recunosc că glumești, nu-i așa? Tu chiar credeai că eu și cu Lisandr... Nu știu dacă ar trebui să râd sau să mă simt jignit. Îmi pare rău. Demento, ai noroc că sunt într-o dispoziție bună azi. Chiar îmi pare rău. Uf, n-a fost nimic. Chiar mi-a fost frică. Oh, ce e asta? Obiectul a fost apăsat în inventarul tău. De ce? Ce te distrează așa? Ești total obtuză. Cum ai putut să crezi că eu și Lisandr suntem împreună? În același timp, cu textul care ți-l recita, puteai crede orice. Pff, și credeai că toate șansele de a fi cu mine sunt spulberate, nu-i așa? Nu, în orice caz, în niciun caz. Vrei să-ți demonstrez că plac fetele? Eu! S-a apropiat de mine brusc un zâmbet mare pe buze. Și poza asta, da, toate pozele. De fapt, nu am cu aia cu Armin încă. Ce faci? Ce față faci? Ai fi crezut că, să fim serios, cine ar săruta o scândură ca tine? Mi se învârte capul de prostiile lui. E la fel de roșie ca și părul meu. Ar trebui să te calmezi un pic. Dacă asta îți dă o asemenea stare, ce ai face când ai să ai un prieten? Încetează să faci mișto de mine, nu-i amuzant. Glumești, eu mă distrez. am făcut calentoar, să-mi simțeam obrajii mult prea înflăcărați. Era chiar foarte aproape, credeam că mă va săruta. Mă întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi făcut-o. Oh, Doamne! N-ar trebui să mă gândesc la astfel de lucru, voi deveni roșie ca focul. Oh, Armin se îndreaptă spre casă. Oh, erai prin preajmă, nu te-am văzut. Ce faci? Căutam ceva ce am pierdut, însă pare de negăsit. N-ar fi din întâmplarea asta? Ah, deci asta am găsit. Arată-i CD-ul. Oh, mă, da! Căutam peste tot, mersi. Mi-a luat CD-ul din mână. S-a așezat pe scaun și a început să se joace. Se pare că nici nu-și dădea seama că eram încă acolo. Vorbește-i. Armin? Oh, ești încă aici? Ai fi vrut, poate să încerci? Ah, ce dulce! Dar nu văd ce joc joacă. Nu știu de ce, dar am impresia că e Eldaria. Nu, mersi. Nu mă prea pricep la așa ceva. A, da? Totuși e un joc super tare. A început să râdă îndreptându-și din nou atenția asupra jocului. L-am mai privit un pic cum se juca înainte de a lăsa în pace. Se pare că atunci când Armin se joacă, nimic altceva nu mai există în jurul lui. Netanya nu prea pare deloc în formă. Săracu, a încercat să-mi consolez, dar n-am reușit. Avea capul în altă parte. O să-i treacă, sunt sigură. În orice caz, ne-am decis să organizăm un nou eveniment. Cursa nu s-a desfășurat foarte bine. Iar pentru a strânge noi fonduri, trebuie să găsim altceva. Problema e că nu știm încă ce. A, da? Am să mă gândesc și eu. Toți trei vom găsi o idee bună, sunt sigură. Sper. Așa directoarea nu va mai fi supărată. Acum că mă gândesc, Lisandr îi cita lui Castiel versurile unui cântec. Poate ar trebui să dea un concert la liceu. Yes! Yes! Abia aștept! Sunt sigură că au deja publicul lor. Cu un preț de intrare decent, am putea atrage multă lume. E o idee genială. Sunt sigură că va funcționa. Trebuie să vorbesc cu Lisandr. Castiel m-ar trimite la plimbare, sunt sigură. Mă duc să văd dacă e în curte. Eram pe cale să ies din liceu când am dat peste Amber. Ken! 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 Ken Dean! Da! Da! Iubirea vieții mele s-a întors! Amber se sărută cu băiatul în mijlocul culoarului! Bravo! Ai terminat episodul 12! Ne dăm întâlnire la următorul episod! Nu! Vreau să-l văd pe Kentin! De ce? Și câte puncte de acțiune mai am? Tare! Ei bine... Mie una mi-a plăcut episodul ăsta, am făcut rost de toate pozele și sunt cea mai fericită! Și sper să ne revedem cu episodul 13, care va fi genial! Cât mai curând și vă pup, o zi plăcută!